Etapa finală a campionatului de oină al Ministerului Afacerilor Interne s-a desfășurat astăzi, 30 iunie, pe terenul Clubului Sportiv Victoria din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Oina este un joc sportiv tradițional românesc, răspândit în toată țara. Astfel, în etapa finală s-au calificat echipele participante din județele Brăila, Vaslui, Harghita și Constanța. Competiția a început în urmă cu două zile, au fost meciurile din grupă, acum astăzi au fost organizate finalele, finala mare și finala mică. În finala mică, echipa Gărzii de Coastă a câștigat cu 7-5 în fața echipei Inspectoratului Județean de Jandarmi Harghita. Acum asistăm la finala mare, în care se întâlnesc echipa Bazei de Reparație Nave din Brăila și echipa Inspectoratului de Poliție de Frontieră din Vaslui. Nu știu care va fi rezultatul, indiferent de rezultatul care se va încheia această partidă, vreau să felicit Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne că a reușit să organizeze o astfel de competiție. Echipele care au participat la campionat s-au bucurat de o atmosferă plăcută la Drobeta-Turnu-Severin. Condițiile foarte bune ale bazei sportive a Clubului Victoria i-au făcut pe organizatori să aleagă această locație destinată competițiilor. Cu toții au apreciat faptul că această bază se află la un nivel ridicat de dezvoltare. Suntem bucuroși prin această prezență a lor. Faptul că aici se poate desfășura o astfel de competiție nu ne face decât să fim mândri. Bineînțeles, pentru acest aspect au fost implicați toți factorii din județul Mehedinți, toate instituțiile de ordine publică, în primul rând Școala de Perfecționare a Poliției de Frontieră Drobeta-Turnu-Severin, Clubul Sportiv Victoria, după cum vă anunțam, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Mehedinți, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți și, nu în ultimul rând, ISU Drobeta. În momentul în care alegem locațiile, ținem cont întotdeauna de câteva elemente din punctul meu de vedere foarte importante, și anume ținem cont de faptul că trebuie să existe o bază sportivă adecvată care să ne permită desfășurarea activității. De asemenea, genul acesta de activități implică un sprijin destul de mare, uneori necondiționat din partea structurilor noastre locale din teritoriu. Competiția s-a încheiat cu parada celor 4 echipe participante. Câștigătorii acestui campionat au fost cei din echipa BRN Brăila, care s-au clasat pe locul 1. Competiția s-a bucurat și de prezența spectatorilor, mai exact a agenților de la Școala de Perfecționare a Pregătirii Personalului Poliției de Frontieră Drobeta-Turnu-Severin, care au venit în număr mare pentru a-i susține pe participanți.